Acvaparcul de lângă satul Sociteni este unul dintre cele mai atractive și populare locuri de odihnă din Republica Moldova. Investiția în această afacere, deocamdată unică în țară, a fost de aproape 700.000 de euro. Însă, Rise Moldova a aflat că majoritatea banilor investiți în grandiosul proiect au fost obținuți din trafic de droguri. Iar afacerea în sine, potrivit procurorilor, a fost o metodă de a spăla banii obținuți din activități criminale. Aquaparkul a fost deschis în vara anului 2013 și este amplasat pe o suprafață de 6 hectare, la marginea satului Sociteni. Aflat la doar 10 km de Chișinău, parcul acvatic poate găzdui aproape 3.000 de persoane. Pe lângă piscine și restaurante, aquaparkul mai are tobogane atât pentru copii cât și pentru adulți. Echipamentul a fost cumpărat din Turcia și a costat aproape 700.000 de euro, ceea ce în lei ar fi însemnat la vremea respectivă cam 10 milioane. Firma care a realizat grandiosul proiect a fost creată la sfârșitul anului 2011 și, inițial, a avut doi fondatori, un cetățean al Marii Britanii pe nume Ali Tahir și un moldovean, Mihail Onu. Investițiile în parcul acvatic au fost făcute în mare parte de către britanic, așa că, după cumpărarea toboganelor, cea mai mare parte din capitalul social al firmei i-a revenit lui Ali Tahir. Noi avem mulți ani de succes, suntem din 2013, astăzi suntem activi la acvaparcii. E dimineață, dacă putem spunem așa, în această afacere, mergem bine înainte. Sergiu Bulat este managerul afacerii. Acesta spune că investițiile în parcul acvatic nu se opresc aici. Pentru anul viitor preconizăm pentru ca să instalăm încă un topogan. Am vrut să facem cunoștință cu oamenii cărora le aparține afacerea. Sunt niște oameni simpli, care au revenit de pe Suhotare, au revenit și au investit în Moldova. Asta este cel mai important. Putea să facem cunoștință cu ei, să vorbim, sunt aici pe loc? Acum nu sunt pe loc, dar putem să stabilim un contact unui altul și la prima posibilitate putem să stabilim o întâlnire inclusiv și cu ei, ca să vă povestească despre aceste lucruri. Nu o să aibă niciun secret de ascuns, așa cum eu vă vorbesc deschis despre Aquamagic. Ulterior așa, și nu au acceptat să vorbească cu noi și nici la întrebările expediate în scris nu am primit un răspuns. Însă Rise Moldova a aflat că principalul investitor în Aquapark, adică Ali Tahir, în vârstă de 32 de ani, făcea parte dintr-un grup criminal organizat care producea și vindea droguri. Potrivit procurorilor britanici, în prima jumătate a anului 2013, acesta a fost reținut în Marea Britanie împreună cu 6 complici, având asupra sa 30 de kilograme de heroină, 4 kilograme de cocaină și 1 kilogram de marihuana. Valoarea stupefiantelor era de peste 2 milioane de euro. În Anglia a fost reținută o grupare de persoane, de englezi de cetățenie, naționalitate arabă, care ca rezultat a traficului de droguri au obținut o anumită sumă de bani pe care au transferat-o în Republica Moldova. Cunoaștem că prin sentințele instanțelor de judecată din Anglia, autorului infracțiunii și organizatorului infracțiunii au fost aplicate sancțiuni sub formă de privațiune de libertate pe 11 ani. Sesizați de organele de drept din Marea Britanie, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au deschis în Moldova un dosar penal pentru spălare de bani. În cadrul măririi penale a fost aplicat sechestru pe bunurile care au constituit obiectul activităților criminale. Până ajunge în Moldova, banii au fost plimbați prin două companii din Marea Britanie. Firma care inițial a transferat sutele de mii de euro aparține lui Ali Tahir și fratelui acestuia și, oficial, presta servicii auto. Ulterior, banii au ajuns în Turcia și, de acolo, majoritatea au revenit sub formă de topogane. De fapt, activitatea criminală a lor de trafic de droguri era camuflată sub activitatea de servicii auto. Este vorba despre reparații sau închirieri de automobile. Mihail Onu, cel de-al doilea fondator al afacerii, este un moldovean de 36 de ani, originar din raionul Cimișlia. Acesta a lucrat timp de mai mulți ani în Marea Britanie, unde s-a împrietenit cu fratele celui care urma să-i devină partener de afaceri. În timp ce contribuția britanicului în parcul acvatic a fost de circa 8 milioane de lei, cea a moldoveanului a fost de 4 ori mai mică, și anume de 2 milioane de lei. Mihail Onu le-a declarat procurorilor că banii investiției a adunat din afacerile pe care le-a avut în Marea Britanie, 6 magazine cu produse alimentare și un depozit angro. De asemenea, a vândut un lot de teren și 7 apartamente din Chișinău care erau înregistrate pe numele tatălui său, Anton Onu. Plus la asta, Mihail Onu a mai primit direct bani de la Mahmud Hussein, fratele lui Ali Tahir. O altă conexiune este faptul că Mihail Onu s-a plimbat prin Moldova cu un automobil înregistrat pe firma britanică de la care au venit banii murdari. Am vrut să discutăm și cu Mihail Onu, deoarece nu l-am găsit la Aquapark, iar la telefon și la întrebările expediate în scris nu am primit răspuns, l-am căutat la domiciliu. El locuiește în această casă de la periferia Chișinăului. În acte, locuința aparține tatălui său. Alo, bună ziua! Suntem jurnaliști de la Rise Moldova. Vrem să vorbim cu domnul Onu Mihai sau domnul Onu Anton. Nu este nimeni acasă. Putem să vorbim cu cineva care e acasă? Suntem la dumneavoastră la poartă.
prima instanță, dar și Curtea de Apel, au găsit compania care a construit aquaparcul vinovată de spălare de bani și i-au aplicat o amendă penală de 140.000 de lei. Curtea Supremă de Justiție a casat sentința și a trimis dosarul la rejudecare, tot la Curtea de Apel. Între timp, familia ONU a înregistrat o nouă firmă, Aqua Magic, al cărui fondator figurează tatălui Mihail ONU, Anton ONU, iar administrator sora, Mihaela ONU. Printr-un contract de vânzare-cumpărare, afacerea a fost trecută pe noua firmă. Asta, deși anterior procurorii din Marea Britanie au cerut organelor de drept din Moldova să-l împiedice pe Ali Tahir să-și vândă partea sa din companie. Britanicul totuși a reușit să o facă după ce procuratura anticorupție din Moldova a solicitat scoaterea sechestrului de pe topogane, pe motiv că nu a putut demonstra implicarea moldoveanului în spălare de bani, ci doar a companiei. Managerul aquaparcului însă oferă o altă explicație. După o anumită perioadă de timp, englezul, proprietarul majoritar, de fapt, nu a mai vrut să aibă treabă cu Republica Moldova. El a dezamăgit un pic și a vândut partea lui unei întreprinderi din Moldova, o companie Aqua Magic. Plata pentru bunurile respective din partea Moldovei către partea engleză este un contract între părți care se vor face în decurs de mai mulți ani. Potrivit codului penal al Republicii Moldova, bunurile obținute din infracțiuni și veniturile din valorificarea acestora sunt confiscate, însă acest lucru poate fi făcut doar în baza unei decizii de judecată.